Ucraina nu va mai livra energie electrică Republicii Moldova începând cu 11 octombrie din cauza atacurilor cu rachete asupra mai multor centrale termoelectrice din Ucraina. Anunțul a fost făcut de către vicepremierul Andrei Spânu, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Ieri, 10 octombrie, peste 80 de rachete criminale rusești au lovit țara vecină Ucraina, răpind viețile oamenilor și făcând distrugeri cumplite. O parte din aceste rachete au lovit infrastructura energetică și au cauzat oprirea exportului de electricitate către Uniunea Europeană și Republica Moldova. Țara noastră este direct afectată de bombardamentele teroriste rusești asupra Ucrainei, având în vedere că achiziționăm din țara vecină 30% din energie electrică consumată, a scris vicepremierul Andrei Spânu. Potrivit oficialului, prioritatea autorităților este să asigure țara pentru următoarea perioadă cu energie electrică la cel mai mic preț posibil în această situație complicată. Ieri am avut discuții cu Ucraina, România, Uniunea Europeană ca să găsim împreună o soluție bună pentru moldoveni. Voi continua să informez cetățenii și presa în legătură cu acțiunile noastre, a mai precizat ministru. După explozia de sâmbătă la podul din Crimeea, forțele armate rusești au lansat luni atacuri cu rachete în mai multe localități din Ucraina.